Luni 4 iulie va fi marcată împlinirea a 140 de ani de la înființarea Crucii Roșii România. Reprezentanții Crucii Roșii filiala Neamț vor organiza pe platoul Curții Domnești din Piatra Neamț acțiuni specifice activităților pe care instituția le desfășoară. Luni, pe data de 4 iulie, sărbătorim 140 de ani de la înființarea Crucii Roșii României și vom marca acest mare eveniment prin următoarele activități. Pe platoul de la Curtea Domnească din Piatra Neamț, în cinta turnului lui Ștefan cel Mare, vom monta două corturi de Cruce Roșie și împreună cu voluntarii de la Crucea Roșie vom asigura gratuit măsurarea tensiunii, greutății și glicemiei la trecătorii interesați. Vom, presta, să zicem, primul ajutor, demonstrații de acordarea primului ajutor corect, vom distribui pliante cu caracter specific din domeniul promovării sănătății, a prevenirii îmbolnăvirilor, vom avea discuții cu cei interesați despre rolul și importanța mișcării internaționale de Cruce Roșie și a Crucii Roșii Române. Organizatorii au precizat că toate persoanele care vor să participe la acțiunile Crucii Roșii luni în Piatra Neamț o pot face. Mi-ar face o deosebită plăcere ca pe lângă voluntarii care deja sunt anunțați și s-au anunțat a participa în număr mare, ca toți cetățenii interesați, că mai ales în zona Roma și nu numai, uneori când au fost anumite evenimente, Crucea Roșie a intervenit și a ajutat. Este vorba de 140 de ani de umanitate. Asta înseamnă ajutoare umanitare și nu numai, pentru că noi prestăm diverse activități, cum ar fi în școli proiectul de educație pentru sănătate și prim ajutor, concursuri sanitare pricepuți și, bineînțeles, mai sunt și alte proiecte legate de școala altfel. Asta le vom putea dezvolta amănunt cu alți ocazii. Modul de acțiune al filialei Crucii Roșii Nemțene se materializează prin programe în beneficiul unor grupuri țintă de persoane aflate în dificultate.